mine, frate, cum să-ți spun? Pe mine m-au mințit la școală că mi-ești dușman, nu frate bun. Din Basarabia vă scriu, dulci fraze de dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Credeam că un noroc e plaga, un bine graiul ce-a sluțit. Azi citesc pe arghezii blaga, ce tare, Doamne, am fost mințit. Cu pocăință nesfârșită mă rog iubitului Iisus să-mi ierte vorba rătăcită ce despre tine, frate, am spus. Din Basarabia vă scriu, dulci fraze dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Aflând că frate-mi ești odată, scăpai o lacrimă în privire, ce-a fost pe loc și arestată și dusă în ochne la Sibir. Acolo, în friguroasa zare, din drobul mut al lacrimii, ocnașii scot și astăzi sare și nu mai dau de fundul ei. Din Basarabia vă scriu, dulci fraze dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut.
de la Cricova. Acum o să începem excursia noastră un pic pe jos. O să începem și vom vizita prima stație a noastră, Colecția Națională. Galeriilor noastre este de 120 de kilometri. Mult puțin, decideți dumneavoastră. 80 de kilometri, de exemplu, se utilizează pentru păstrarea vinului în butoaie și pentru producerea vinului spumant conform metodei clasice, metoda Champenoise. În restul teritoriilor avem galerii goale sau mine de extragere a calcarului, pentru că până la al doilea război mondial, aici a fost o mine de extragere a calcarului. Avem aici condiții perfecte pentru păstrarea vinului. O temperatură constantă de 10-12 grade și umiditatea de 85-90%. Adică acum, acum o să simțiți, o să fie, este constant, este și vara și iarna este la fel. Deci iarna este mai frig, iar vara este răcoare. Deci o să simțiți acum. Compania Cricova a fost oficial fondată în anul 1952 de către Petru Ungureanu, vinificatorul din Republica Moldova, în Moldova, care a făcut aici primele experiențe de producere a vinurilor spumante conform metodei clasice, metoda Champenoise, în anul 1940. Maximum pentru un vin alb sec. Este, dacă luăm soiurile de struguri clasice. Vinurile roșii seci, acestea pot fi consumate pentru o perioadă de 30, 35, 40 de ani, este maximum pentru un vin roșu sec. Iar vinurile dulci sau vinurile de desert sau tar, aceste vinuri pot fi consumate 60, 70, 80 și chiar 100 de ani. Este datorită procentului de alcool mai ridicat și procentului de zahăr. We'll be right back.
șemineu. Deci aici avem un șemineu care funcționează când este frig. Când o sem iarna, noi aprindem aici focul și aici este o atmosferă foarte caldă și foarte plăcută. Lungimea hodeaului este de 60 de metri, este la o suprafață. Nu este drept, este un pic așa în formă de zigzag, dar este la o suprafață. Pe pereți avem tapiseriile realizate într-un stil medieval, un mitraliu realizat într-un stil deja tradițional moldovenesc, cu vițe de vie. Sala aceasta se utilizează pentru discuții tete-a-tete, într-o atmosferă mai privată, discuții VIP, la un nivel mai înalt, deci chiar și Angela Merkel da, a fost aici, Vladimir Putin, Traian Băsescu, deci au fost în această sală pentru discuții tete-a-tete VIP. Aceasta chiar poate fi numită și o sală secretă din complexul nostru, pentru că nu fiecare știe despre această sală. Este cea mai mică, cea mai intimă și cea mai caldă sală din complexul nostru. Aceste butoaie se numesc baricuri și au capacitate de 225 de litri. Avem și butoaie mai mari, vedeți, iată pe ce este. Aceste butoaie se numesc budane și au capacitate de 7-8 tone de vin. Toate aceste butoaie sunt făcute din steja care crește în regiuni muntoase. Deci le importăm din alte țări, ca de exemplu avem din România, avem din Franța, avem din Italia, Germania, Canada și multe alte țări. Acestea, de exemplu, sunt făcute din stejar din Caucaz. Deci un stejar care crește în regiuni muntoase cu un nivel de tanine mai ridicat. Deci acesta este benefic pentru un vin, pentru că vinul își absorbe toate taninele și toate aromele din stejar și devine un vin mai corpulent. Conform unei legende, cândva, pe când vântul se lupta cu stâncile și apa cu pietrele, iar soarele se scălda în voie în bobițile rămii, pe aceste meleaguri pictate cu multă grijă de mâna lui Dumnezeu, trăia un călugăr care făcea pentru rânduielile bisericești un vin nemaipomenit. Se știe prea bine câți au râvnit de viacuri la aceste locuri de basm. Când au năvălit cotropitorii turci, le-au interzis localnicilor să mai cultive vița de vie, amenințându-i cu moartea. Și numai acel călugăr s-a retras într-o chilie săpată în stâncă, continuând să facă în taină vinul său miraculos. Din nefericire, vrăjmașii au aflat despre împotrivirea lui, l-au prins și l-au pedepsit. Această fără de lege i-a făcut pe băștinași să-i păstreze cu sfințenie amintirea. Până și azi îi povestesc despre ecourile care se aud dinspre stâncă, amintind de geamătul călugărului. Nu în zadar localitatea poartă numele Cricova, ce provine de la slavonul cric, în traducere strigăt. Iar noaptea, când și liniștea țipește până la o nouă întâlnire cu vizitatorii, se poate desluși pe aici colo o umbră și pașii care lasă urme în praful hrubelor. O fi spiritul călugărului care vine din când în când să se bucure de recunoștința urmașilor. Matul este realizat dintr-un soi de struguri, Chardonnay, Pinot Noir și Pinot Meunier. Vreau să vă apropiați, luați un pahar, dacă vreți, puteți să-l luați pahar ca suvenir. Așa. Dacă nu puteți să-mi-l dați mie și eu deja o să-l aruncăm. Cum doriți?
Mare stațiune viticolă din Moldova, Cricova. No. Și mulțumim domnișoarei Tatiana și tuturor organizatorilor. Tuturor la mulți ani, sănătate! Să până lume să mă dă până sunteți de acord cu mine, de aici, de pe platoul nostru, se vede campania Ucraina, deci este un sat pitoresc, Țichinovca, se vede o aripă bună din orașul Soroca, se vede cetatea, Căreacuș, vă veți duce și veți spune salut, noroc sau la revedere dacă deja ați fost acolo.
Cetățile din această perioadă sunt adaptate la necesitățile artilerii care apare. Dacă vă uitați, în circular este făcută, deci așa, mă rog, imaginar este un pentagon, dar circular. Adică se zice că ricoșau ghiulelele în cetate, nu pătrundeau. Cetatea Sorocii n-a avut nicio spărtură în timpul asediilor, spre deosebire de cetatea Tivina, de exemplu. E micuță, o vedeți? Este ca o bijuterie. Pentru mine este atât de micuță, pentru că este o cetate castel mai degrabă. Are 30,5 metri interiorul diametrul și 37,5 metri exteriorul, diametrul exterior. 18 metri în înălțime până la capătul meterezelor. Și dacă vă uitați, se vede foarte bine acea lucrare fină de restaurare, jos pălăria cum au lucrat și erau restauratori din România, toată echipa a fost din România, practic.
pagina acestui promontoriu curge râul Răut și noi ieri am vorbit de Răut, afluentul cel mai mare al Nistrului. Râul care, să nu vă uitați, că atât e de calm și liniștit și bine mersi, un râu care își răscumpără într-un fel absolut, explică denumirea sa de Rău. Când au loc marile revărsări, primăvara la mari, când este multă apă, să știți că jumătate din sat e sub apă. Și jumătate din sat la Butuceni, toate grădinile sunt sub apă. Și am fost martor nu odată. Materiale pe care le s-au scos aici, monedele perioada Alexandru cel Bun, am fi vrut noi să vorbim de localitatea înainte de început de secolul 15. Dar ne bazăm pe date exacte, pe numismatică. Cea mai veche monedă de perioada Alexandru cel Bun, deci început de secolul 15. Oricum erau aici o localitate, care mai spre sfârșit, deja spre secolul 16, sfârșit de 16, își pierde denumirea de Orhei și este numită doar Peștere, Peștera, pentru că abundă în peștere, mai mari ori mai mici.